Vă propun să ascultăm de data aceasta, fiind Sâmbăta Paștelui, o priceaznă interpretată de Cristian Pomohaci. Jos sub crucea răsturnată dintr-un sat, am văzut un om odată, stând cu fața în mâini lăsată și cu fruntea însângerată. Sângerată și plângea de parcă toată lumea l-a lăsat. M-am oprit atunci din cale lângă el. Lacrimile-i curgeau vale, printre degete în poale, de-ți venea să-i plângi de jale, de-ți venea să-i plângi de jale, călător pornit pe cale singure. Fața era albă toată ca de crin, dar albiața ei sângele obrăzdase toată și-a lui frunte însângerată, și-a lui frunte însângerată, o cunună era roată numai ispini. Când i-am spus să nu mai plângă, m-a privit duios. A pus fruntea-n mâna stângă și-a început din nou să plângă, ca și cum ar vrea să frângă, ca și când ar vrea să frângă. Lacrima ce-i curgea lângă cruce jos, iar în palme și în picioare răni de cui. Și atunci, plin de mirare, mi-am adus aminte care e străinul din cărare. Când mă-ntorc, minune mare nu-l văzui. Azi, când trec prin multe sate și prin lungi, când văd crucile uitate, mie-mi pare că pe toate stă un Iisus care plânge.
stă un Iisus care plânge plin de răni și plin de sânge ca atunci. Mie-mi pare că pe toate stă un Iisus care plânge plin de răni și plin de sânge ca atunci.